de campionat. Da, ne bucurăm foarte mult. Însă cel mai mult ne bucurăm de faptul că am reușit să câștigăm și să spunem cumva rușinea acestor rezultate din retur. Știți că sunteți pe loc de Europa League? Nu știm, nu suntem chiar pe loc de Europa League. Bineînțeles, cei de la Dinamo am înțeles că au ceva probleme, însă, sincer, este munca lor și ei ar merita să joace în Europa. Însă, am mai spus, dacă la sfârșit noi vom fi nevoiți să jucăm, ne vom da la o parte și sperăm să o facem bine. Dar, încă o dată, repet, cei de la Dinamo au meritat acest loc și merită să joace în Europa. Tu în vară vei juca în Champions League? Nu, eu știu. Eu în vară sunt în continuare deocamdată la Pandurii Târgu Jiu. Și deocamdată aici mă văd. Nu știu nimic altceva. Ce e mai aproape de tine? Selecționarea la echipa națională sau transferul în Genția? Ce mai aproape de mine e meciul cu Cluj. De, cred că marți jucăm, nu știu exact când o să joace. Asta e cel mai aproape. Și apoi vom vedea dacă va veni o selecție, dacă va veni un transfer. Este binevenit. Vor fi valize în ultima etapă? Așteptați și voi una la voi în vestiar? Nu, nici de cum. Nu se pune problema de niciun fel de valiză, nici... Nu există așa ceva la noi în vestiar. Deci, nu are rost aceste discuții. Știi că sunt vreo 7 echipe pentru 3 locuri de a rămâne. Pe noi nu ne interesează și noi ne dorim să ne câștigăm punctele, o clasare cât mai bună. Sunt niște bani puși în joc din drepturile de televiziune și vă dați seama că... Și în primul rând este onoarea noastră de jucători. Nu ne vom da niciodată la o parte, indiferent de ce echipă e. Așa că nu și-au rost astfel de discuții.